Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Prima din soare a dat de furcă autorităților. Mii de credincioși la slujba de bobotează. Participare numeroasă la Festivalul Urșilor de la Dărmănești. Prima nisoare din această iarnă a pus la grea încercare vigilența drumarilor. Din informarea transmisă chiar de către prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, autoritățile au anunțat că se circulă în condiții de iarnă fără probleme deosebite. În județul Bacău se circulă pe toate sectoarele de drum național în condiții de iarnă. La acest moment nu există drumuri blocate sau închise. Echipele de la drumuri naționale au acționat în cursul nopții cu 38 de autobasculante cu lamă și răspânditor, cu 14 vehicule Unimo cu lamă și răspânditor. S-au împrăștiat circa 770 de tone de sare. În zona localităților Onișcan și Sascut este viscol. Imaginile furnizate în această dimineață de către drumarii de la drumuri naționale redau aspecte din intervenția utilajelor de pe DN2 Sascut-Orbeni, unde intensitatea viscolului este mai pronunțată. Conduceți prudent, atenționează și primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. În Onești se circulă în condiții normale de iarnă. Se acționează începând cu ora 4 cu 6 utilaje. Este vorba de o basculă cu lamă și sărăriță, o basculă cu lamă, o cisternă cu lamă și clorură, un tractor cu lamă și sărăriță, două tractoare cu lamă. Vă rugăm să adaptați viteza la condițiile meteo și să circulați cu atenție, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Fără probleme deosebite se circulă și la Gura Văii, anunță primarul Silviu Tinei. A ajuns și la noi vestitul cod galben de ninsoare, a spus acesta. Nimic de speriat, doar 4-5 cm de zăpadă, depusă și viscolită pe alocuri. Suntem în teren, evaluăm situația și atunci când va fi nevoie, utilajele vor interveni punctual. Conduceți prudent, adaptați viteza la condițiile de drum. Iluminatul public își arată încă o dată eficiența printr-o vizibilitate mult crescută, a mai spus primarul Silviu Tinei. Mii de credincioși au fost prezenți la slujba de bobotează de la Comănești, desfășurată chiar în centrul orașului. La eveniment, pe lângă un numeros sobor de preoți, au fost primarul orașului Comănești, Viorel Miron, deputatul de Bacău comăneșteanca Cătălina Ciofu, dar și subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Astăzi este ziua când, pe 6 ianuarie, în fiecare an, cu ocazia sfințirii Aghesmei Mari, se încheie sărbătorile noastre, care se organizează în fiecare an la sfârșitul anului. Practic au început pe data de 15 decembrie cu acel concert de colinde, acel simpozion organizat la centru de agrement. După aceea s-a desfășurat concertul de festivalul de colinde, festivalul de dat în Strămoșești și iată că astăzi tot ca și o tradiție pe care Comăneștiul a reînnoit-o după anii 2005-2006, că și în anii, această tradiție s-a desfășurat din anii 30, pe când a fost primar Gheorghică Paraschiv. Și la vremea aceea, în Comănești, se desfășura acest eveniment deosebit în centrul localității Comănești, era comună la vremea aceea, se desfășura această sfințire a Aghesmei Mari. Așa că Dumnezeu să ne ajute să putem să mergem mai departe și să ducem aceste tradiții mai departe și acea tradiție pe care noi o am promovat-o și o promovăm an de an de festivalul de dat în Strămoșești, care a ajuns să fie extins la nivel național și nu numai, chiar și la nivel internațional. Toată presa internațională publică după data de 30 decembrie, când se desfășoară acest eveniment la Comănești, aceste datini frumoase și sunt binevenite pentru noi ca și oraș, pentru că din anul trecut, de acum 2 ani, că e anul 2022, în decembrie, orașul Comănești a fost declarat prin hotărâre de guvern oraș turistic.
Sunt unii care întreabă, dar ce prezentăm noi turiștilor? Oare ce putem să arătăm turiștilor? Iată că avem acest festival de datini și putem să venim și fiecare, oricine dintre noi, toți cetățenii, putem să îmbunătățim situația aceasta de a promova și de a atrage turiști în Comănești. În momentul acesta suntem în derulare cu documentații și demersuri pentru a prinde toată zona Lapoș, stația Lapoș, ca și zonă în intravilan al orașului Comănești, pentru a putea să ne extindem cu lucrări de construcții, ca cei care au terenuri în zona respectivă, toate terenurile sunt private acolo, să știți, au fost dobândite prin pentru cei care au solicitat pe legea 18 terenurile de care au beneficiat, cele 5 hectare de pădure, acum pot să-și construiască, vor putea să-și construiască zone unde se poate derula activități de turism. Pot să-și facă o pensiune, pot să-și facă orice, prin ce posibilități financiare au. Cei care nu au posibilități financiare, bineînțeles că pot să închirieze terenurile pe care le au sau le pot vinde, dar noi, ca și oraș turistic, nu avem altă perspectivă. Perspectiva noastră de a ne extinde către zona stația Lapoș, la cota 1337, este o variantă de a încerca să facem ceva, pentru că dacă nu avem și dacă nu ne facem un plan, o strategie de viitor, nu ne putem să stăm așa, să așteptăm pară mălăiață în gura lună tăfleață. Că fiecare spune, dar de ce nu atragem investitori? Da, atragem investitori. Au fost care au venit aici și nu au găsit cu cine să lucreze. Toate lucrările care le desfășurăm în momentul acesta, în Comănești, și este vorba de lucrări de peste 57 de milioane de euro, avem proiecte de 126 de milioane de euro, dar acum sunt în execuție lucrări de 57 de milioane de euro. Știți câți lucrează din Comănești? Foarte puțin. Vin cu autobuzele și cu tot felul de mijloace de transport din alte localități și din alte zone ale țării. Nu găsești forță de muncă în Comănești. Nu e vorba numai de Comănești. În toate localitățile. Căutați dumneavoastră un om să vă ajute acasă vara la diverse activități agricole sau de care vreți dumneavoastră. Să vedeți cât de greu găsești un om ca să lucreze. Majoritatea tinerilor au plecat în străinătate pentru că salariile și veniturile aici sunt foarte mici comparativ cu ceea ce încasează un om în străinătate. Și atunci vin și mă întreabă, zice, domnul primar, ce am putea să face dacă am venit înapoi în țară, să venim înapoi în Comănești. Și iată că aceasta este o perspectivă ca să ne putem extinde către aceste zone, să ne dezvoltăm ca și oraș turistic. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au fost alături de noi, de administrația locală, tuturor echipelor care lucrează în primăria Comănești în derularea atât de multe proiecte, pentru că nu este deloc ușor. Încep acum proiectele pe reabilitarea blocurilor. Sunt valori foarte mari, se lucrează cu foarte mulți cetățeni, cu toți proprietarii, unii sunt plecați din țară, unii nu au urmași, nu au fost dezbătute moșteniri sau tot felul de chestiuni. Să vedeți cât de greu putem să implementăm aceste proiecte. Proiectele pe blocuri sunt în valoare de 27 de milioane de euro și sunt toți banii care i-a alocat prin PNRR, Uniunea Europeană, statului român, României, și au fost împărțiți pe județe. În așa fel încât noi, Comăneștiu, am reușit să accesăm și să câștigăm toți banii care au fost alocați județului Bacău.
Și anul acesta au fost sfințite apele râului Trotuș cu aghiazma mare, pentru a-i proteja pe oameni, dar și bunurile acestora. De câțiva ani, comuna Gura Văii devine martora unei tradiții întregite și a unui eveniment care adună comunitatea într-o atmosferă plină de datini și obiceiuri strămoșești. Primăria Gura Văii și Consiliul Local au susținut sărbătoarea datinilor și obiceiurilor, un moment de conservare a rădăcinilor culturale specifice comunei, dar și regiunii Văii Trotușului. Cu o invitație deschisă către toate formațiile și grupurile talentate, organizatorii încurajează contribuția la acest eveniment unic. Avem invitați numeroși, avem oficialități, avem o grămadă de oaspeți, prieteni vechi, dar și figuri mai noi. Fapt pentru care o să vă spun că, fiind ultima zi din an, să fim bucuroși și fericiți că am ajuns la această etapă. Să știți că nu e un lucru puțin, că Dumnezeu a îngăduit ca astăzi să fim în viață, să fim sănătoși, să fim bucuroși. Sunt convins că pe parcursul anului cineva a pierdut pe cineva drag. De aceea, astăzi aș vrea să fim cu gândul și la înaintașii noștri, dar și cu gândul la cei care nu mai sunt astăzi printre noi. Printre invitații de seamă de astăzi, din partea oficialităților, înainte de a fi un oficial, este un prieten al comunei Gura Văii. Îl avem pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, un colaborator permanent a ceea ce a însemnat dezvoltarea comunei Gura Văii în acești 3 ani de când suntem împreună la conducere. Prin vocea dumnealui, la nivelul Consiliului Județean Bacău, comuna Gura Văii a fost promovată și susținută din toate punctele de vedere. Un alt prieten, am să-i spun prima dată, și colaborator al comunei Gura Văii, domnul Daniel Monteanu, consilier județean în cadrul Consiliului Județean, este omul care votează, da, și susține și el necondiționat proiectele comunei Gura Văii. Pe Dănuț îl cunoașteți, sau o parte dintre voi îl cunoașteți, nu doar pentru cariera politică, ea fiind una de scurtă durată, ci pentru cariera fotbalistică. Un internațional al Ligii I, un campion cu multe prezențe în Liga I, cu goluri înscrise, ați auzit de Unirea Urziceni, Oțelul Galați, acestea fiind doar 2 dintre echipele mari la care a jucat. Este și el astăzi printre noi, le spun bun venit celor doi, la fel cum vă spun bun venit tuturor. Salut prezența domnului secretar general, salut prezența consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Gura Văii, Consiliul Local care a susținut și va susține, sunt convins, în permanență astfel de evenimente. Au fost aduse în prim plan momentele artistice autentice, precum jocul cailor, urșilor, caprei, colindelor, urătorilor, plugușoarelor și scenetelor, care să vibreze cu sufletul locului și cu bucuria trecerii dintre ani. Festivalul de urși de la Dărmănești a strâns și anul acesta un număr mare de participanți, dar și de spectatori. Anii de pandemie nu au reușit să-i facă pe oameni să renunțe la obiceiurile din bătrâni, ci dimpotrivă se pare că i-au mobilizat. Domnule primar Toma Constantin, dragi dărmăneșteni, distinse oficialități, am ascultat și eu această frumoasă lecție de istorie despre ceea ce se întâmplă pe aceste meleaguri de 1000 de ani. E adevărat că dacă atunci se alegea căpetenia în fiecare an, astăzi o alegem o dată la 4 ani și sunt mândru să-l am prieten pe căpetenia orașului Dărmănești, domnul primar Toma Constantin. În același timp, aș vrea să vă spun că suntem un județ extrem, extrem de bogat în tradiții și în obiceiuri. Și faptul că ne putem mândri cu acest lucru se datorează și dumneavoastră, dragi dărmăneșteni, pentru că de atât de mult timp țineți vii aceste tradiții, vă mândriți cu ele și le faceți de la an la an mai frumoase și mai bogate. Așadar, vă mulțumesc în numele Guvernului României pentru acest lucru și sper să ne vedem sănătoși, pentru că și eu am tradiția mea la rândul meu, în fiecare an, în ultimii ani, adevărat, pe 31 decembrie, am fost aici la Dărmănești.
Așadar, la mulți ani, dragi tărmăneșteni, să ne vedem cu bine la anul și sănătoși! Conferința Regională România redevine verde, 3 pași fără întoarcere, un nou cod silvic, o campanie de împădurire fără precedent, o strategie de digitalizare susținută de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc în luna decembrie. Împreună cu Ministerul Agriculturii, împreună cu alte ministere care au expertiză pe aceste zone, sunt obligați să dezvolte toată această legislație secundară de care vorbeam mai devreme, dar una peste alta, eu cred că avem un cod silvic echilibrat care preia din toate acele elemente venite din fiecare astfel de mediu despre care am vorbit mai devreme și care, la sfârșit, bineînțeles că nu mă aștept să fie considerat ca fiind perfect și nu mă aștept să satisfacă pe toată lumea, dar merg foarte des la producătorii români de mobilă, la producătorii români de case din lemn și fac acest lucru tocmai pentru a afla la prima mână care sunt problemele cu care se confruntă. Și vă spun sincer că nu mi-a fost ușor să aflu, că nu din cauza prețului neapărat, dar am constatat în depozitele, că există în depozitele acestor industriași din România oameni care exportă în toată Europa sau unii dintre ei exportă chiar și în Asia și în America mobilă și pun România pe harta acestor mari producători și care îmi spun că nu reușesc totuși să se aprovizioneze din România cu lemn. Ei vor pe termen lung niște cantități de care să se asigure că le vor primi la data la care au nevoie. Vor să aibă aceeași calitate mereu, nu odată să-i dea de un fel și de două ori să îi dea de alt fel. Vreau o perspectivă a prețului pe termen lung atât cât se poate. Eu înțeleg că regia nu poate să stabilească azi prețul pentru 2030, pentru că acesta evoluează. În port la Constanța, cheresteaua azi are un preț, mâine are alt preț. La finalul lui 2023, deputata de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, a făcut o declarație politică în care a trecut în revistă principalele probleme care au fost aduse în discuție de către băcăuanii din colegiu cu care aceasta a interacționat. Dragi colegi, declarația mea politică se numește Când vezi că românii din străinătate se întorc acasă, știi că echipa din care faci parte și pe care o susții face treabă bună. O parte adesea neglijată în spațiul public, dar foarte importantă a muncii de reprezentare politică pe care noi, deputații aleși de dumneavoastră, o desfășurăm pentru a ne îndeplini obligațiile față de cei care ne-au votat și față de români în general, este munca de documentare, fără de care nu am ști la fel de bine de ce aveți mai mare nevoie și ce să facem pentru dumneavoastră, cei pe care îi reprezentăm. În ceea ce mă privește, poate și datorită formației de cercetător, mi-a făcut plăcere întotdeauna să mă documentez și am înțeles importanța acestui demers. Așa că îl practic și acum cu aceeași dorire și urmând două direcții fundamentale. Documentarea teoretică și cea practică, prin discuții cu oamenii pe care îi reprezint. Ei bine, documentându-mă zilele acestea, m-am bucurat să întâlnesc un articol cu adevărat dătător de speranță. În acest articol am citit despre întoarcerea în România câtorva zeci de mii de români cu studii superioare care au studiat și sau au lucrat în străinătate, dobândind cunoștințe și experiențe deopotrivă de importante pe care acum le vor utiliza în România, în beneficiul lor și al întregii societăți. Însă, dincolo de asta, m-am întrebat ce generează acest fenomen și cum se face că are loc tocmai acum când suntem atât de bombardați mental de tot felul de știri, care mai de care mai apocaliptice, dar nu întotdeauna desprinse din realitate. Și analizând lucrurile, am realizat că în colegiul meu, vorbind cu oamenii între care mi-e atât de drag să mă aflu, mulți dintre ei îmi spun, ce-i drept nu de mult timp, două lucruri principale. Că nu mai sunt atât de mulțumiți cu viața din străinătate și că în ultima vreme, în România, au început să aibă parte de condiții pe care până de curând le găseau doar în străinătate. Ori oamenii despre care vorbesc sunt oamenii aceia harnici, într-o bucată, care muncesc din greu să construiască edificiile sau autostrăzile pe care acum le folosesc alții, care cultivă hrana pe care acum o mănâncă alții sau chiar noi când mâncăm produse din import. Conduc camioanele care transportă bunurile altora. Într-un cuvânt, acei oameni pe care ar fi minunat să-i avem din nou printre noi și pe care mai mult ar fi minunat ca cei dragi lor, copii, parteneri, părinți, frați și surori să-i aibă din nou lângă ei.
Spre bucuria mea și a noastră în general, România în sine a devenit mult mai ofertantă și fără modestie pot afirma că a devenit astfel, datorită eforturilor făcute de Partidul Național Liberal. Singurul partid care fie că a deținut rolul principal în guvern sau a participat la actul de guvernare, a ținut cu tot din adinsul să direcționeze resurse nu doar spre cheltuieli, ci în special spre dezvoltarea României, spre investițiile care fac din țara noastră una modernă, europeană, viabilă. Programe precum cel de dezvoltare locală, Anghel Salinei, sau Planul Național de Redresare și Reziliență finanțează șantierele de care avem nevoie, care la rândul lor oferă locuri de muncă românilor și creează dezvoltare pe orizontală în rândul furnizorilor de diferite materii prime, care la rândul lor angajează români. Așadar, în România a început să merite să revii, ceea ce mă bucură nespus. Noi, Partidul Național Liberal, le-am facilitat reunirea românilor de peste hotare, însă pentru fiecare dintre noi aceasta merită fiecare dram de efort depus pentru a-i vedea înapoi acasă. Mulțumesc, Cătălin Aciofu, deputat PNL de Bacău. În acest sfârșit de săptămână, 5-8 ianuarie, pompierii băcăoani au răspuns la un număr de 43 de solicitări primite pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea ajutorului medical de urgență, respectiv 16 cazuri. În perioada menționată, salvatorii băcăoani au intervenit pentru lichidarea 12 incendii în 3 misiuni pentru asistența persoanelor și au gestionat alte 12 intervenții în sprijinul comunităților. Printre misiunile semnificative înregistrate în intervalul de referință, amintim intervenția pompierilor militari pentru lichidarea unui incendiu în comuna Letea Veche. În cursul serii de vineri 5 ianuarie, un apel primit în dispecerul Isusaj a anunțat producerea unui incendiu ce se manifesta la nivelul unei case din comuna Letea Veche, satul Holt. Pentru gestionarea operativă a situației de urgență, la locul solicitării s-au deplasat 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără la nivelul acoperișului locuinței și a anexelor învecinate pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, fiind lichidat de pompierii militari în limitele găsite. La locul intervenției s-a deplasat și o ambulanță SAJ în vederea acordării îngrijirilor medicale proprietarului, care a suferit arsuri de gradul 1 la nivelul feței. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este coșul, burlanul de fum defect sau necurățat. Pe 7 ianuarie s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu în comuna Letea Veche, sat Siret. De urgență, la locul solicitării s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Bacău. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat cu degajări mari de fum la nivelul unei anexe pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. În urma acestuia a ars acoperișul pe o suprafață menționată, precum și bunuri depozitate în interiorul construcției. S-a deplasat și o ambulanță SAJ în vederea acordării asistenței medicale unei persoane de sex masculin în vârstă de aproximativ 20 de ani, care a suferit un atac de panică. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este instalația electrică defectă sau neizolată corespunzător. Inspectoratul pentru situații de urgență Maior Constantin Nenea al județului Bacău solicită cetățenilor să manifeste prudență la exploatarea instalațiilor electrice și să anunțe orice eveniment care pune în pericol viața sau mediul înconjurător la numărul unic de urgență 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 9 ianuarie, vremea se răcește, cerul va fi parțial noros. Sunt șanse mari de ninsoare, maxima zilei nu trece de valoarea de minus 7 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 16 grade Celsius. Miercuri 10 ianuarie, vremea se mai încălzește, ne va zâmbi și soarele, maxima zilei nu trece de 0 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 11 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.